În acest episod vom vorbi despre cele mai înfricoșătoare creaturi din jocurile de groază. Haideți să începem! Lisa din Silent Hills PT. Guillermo del Toro este un regizor cunoscut, faimos pentru creaturile inventive groaznice pe care reușește să le aducă la viață. În colaborare cu Hideo Kojima, a reușit să creeze unul dintre cele mai înfricoșătoare personaje din jocurile pe calculator. Te trezești într-o casă fără să știi ce cauți acolo și cum să dispari de acolo și când ești pe hall să explorezi, acestea se schimbă ușor de-a lungul timpului, auzi gemete și lovituri și nu trebuie nici măcar să te miști ca să-ți fie frică non-stop. Iar în momentul în care sunetele sunt atașate feței cuiva, atunci ajungem la Lisa. Și ce credeai că e înfricoșător până atunci, ți se pare o comedie romantică. Lisa, un nume foarte frumos, aparține unei femei fantomatice, despre care se crede că a fost ucisă de soțul ei și spre sfârșitul jocului trebuie să o exorcizezi confruntând-o față în față. Adesea o vezi plutind puțin deasupra pământului, în cămașă de noapte ruptă, capul tremurându-i, ochii pierduți în zare, la o distanță sigură la câțiva metri în fața ta, nepărând să se apropie proprie, până când dintr-o dată te-ai trezit cu ea în spatele tău. Clicker, The Last of Us. În lumea post-apocaliptică din The Last of Us, majoritatea umanității a fost ștearsă de pe fața planetei de o ciupercă numită Ophiocordyceps unilateralis. În urma contactului cu această ciupercă, ea se învăluie în jurul creierului omului și îl transformă într-o creatură similară unui zombie. Lucrul mai înfricoșător este faptul că ciuperca nu doar că este inspirată, ci și numele este numele real al ciupercii Ophiocordyceps unilateralis, a cărei victimă sunt furnicile și odată ce furnicile au intrat în contact cu această ciupercă, își pierd controlul asupra propriului corp și ciuperca ia control asupra creierului și a tuturor acțiunilor furnicii. E înfricoșător și când îi se întâmplă unei furnici, cu atât mai mult când se întâmplă la un om și este interesant că au folosit un lucru care se întâmplă în realitate, în natură, ca și inspirație. Iar în The Last of Us, oamenii care au intrat în contact cu această ciupercă au până la 2 zile de viață împreună cu conștiința lor rămasă. Mai departe, ei nu mor, creierul lor rămâne intact, însă este controlat de ciupercă și capul și restul corpului începe să se transforme tot mai mult într-o ciupercă mișcătoare de la data în care au fost infectați. Iar numele de clickeri vine de la sunetul de click, clickăit, pe care aceste creaturi îl fac pentru că partea superioară a capului unde ar trebui să fie ochii este distrusă de ciupercă și creaturile zombie văd mai departe cu ajutorul urechilor prin sonar, la fel ca delfinii sau liliecii. Gatherers din Amnesia The Dark Descent. Aceste creaturi mari, desfigurate, se plimbă pe holurile întunecate ale castelului Brandenburg. Ele mârâie și urlă la protagonistul nostru Daniel, în timp ce încearcă să exploreze castelul din amnezia. Iar atunci când dă ochi în ochi cu aceste creaturi, sau pur și simplu le observă, înnebunește. Lucru și mai înfricoșător despre Gatherers este faptul că nu știm de unde apar. Doar dacă ți-ai timpul să citești toate notițele din joc, poți să deslușești că e posibil ca acele creaturi să fi fost soldați umani transformați în aceste creaturi grotești de către Alexandru de Brandenburg. Kernk, Amnesia The Dark Descent. Nu e nimic mai groaznic decât sentimentul că nu ai niciun fel de control asupra nimic din jurul tău. Ești fără ajutorare, în timp ce elementele din jurul tău se joacă cu viața ta. Iar în Amnesia, unde nu ai niciun fel de arme cu care să te aperi, nici să te ascunzi foarte bine nu poți, dacă te duci prea departe în întuneric, înnebunești, sentimentul temei constante este prezent mereu. Iar acest sentiment este exacerbat în The Flooded Archives, unde personajul nostru, Daniel, nu doar că nu are cu ce să se lupte, mai este și în apă, unde poate să se afle orice oricând și nu își poate vedea inamicul. Ceea ce se ascunde în apă în întuneric poate să fie detectat doar atunci când foarte încet și cu intenție se apropie de tine, observând valurile micuțe pe care apa le face înspre tine. Pentru că mare parte din ce se întâmplă acolo este mintea ta, scena este cu atât mai mult terifiantă. Prizonierul micuț din Silent Hill
Downpour. În Silent Hill vei găsi suficienți monștri și vom mai discuta despre alții în acest clip. Dar Prisoner Minion este un monstru în mare parte uman, ceea ce face înfățișarea desfigurată să fie și mai terifiantă. Inițial în joc, aceste personaje trebuia să fie bazate pe clovni și aceste personaje au o semnificație în joc, dar conceptul s-a schimbat înainte de eliberarea jocului pentru a simboliza altceva pentru protagonistul jocului, Morphy Pendleton. Și există două feluri de Prisoner Minions în joc. Primesc un upgrade sub numele de Prisoner Juggernaut. Acest monstru este foarte rapid, este foarte bun în lupta corp la corp, astfel că fără arme nu poți să-l dobori și din cauza metalului care îi protejează capul, nu ai cum să-i dai un headshot. În timp îți va fi mai ușor să te lupți cu el, dar inițial este o sprietură demnă de un loc în lista oricui. Xenomorfii din Alien Isolation. Aceștia au apărut pentru prima dată în filmul Ridley Scott, Alien. Acolo au fost văzuți rar, au fost auziți rar și din toată seria de filme au fost cei mai înfricoșători. Același lucru au reușit doar în Alien Isolation să-l reproducă și efectul este poate chiar mai bun. În joc, xenomorful este invincibil, nu poți decât să te ascunzi de ei, să ții respirația, să nu te miști, să speri că flăcările tale poți să-l sperie și pe lângă faptul că este foarte puternic și când crezi că te-ai ascuns foarte bine, reușește să te surprindă și să te distrugă într-o secundă, jocul face xenomorful să apară la întâmplare peste tot prin joc. Niciodată nu te aștepți unde poate să fie, dacă e în spatele tău, dacă e în stânga ta, dacă e deasupra ta exact în acel moment și te prinde în secunda următoare. Și cu siguranță nici androizii aceia lipsiți de viață, care câteodată se mișcă cu expresie lipsită de viață pe față, care mai târziu se decid că scopul vieților este să te distrugă, nu ajută cu nimic. Pyramid Head din Silent Hill 2. Acest monstru din joc reprezintă vina, sentimentele de remușcare ale personajului nostru James Sutherland cu privire la moartea soției sale. Pyramid Head, așa cum sugerează și numele și se vede în această imagine, este un monstru uman înalt care peste cap sau în loc de cap, coborând peste piept, ține o piramidă mare metalică. Când apare în joc, nu poți să faci altceva decât să fugi și când îți vine curajul să încerci să te lupți cu el. Fiind atât de popular, a apărut în mai multe jocuri Silent Hill. Dacă ai jucat Left 4 Dead, știi cât de înfricoșătoare este vrăjitoarea. Imediat ce ai început să o auzi cum plânge, trebuie să-ți dai seama cam pe unde este și să nu te uiți la ea. Lucru care este greu pentru că uite-te cum arată. Dacă ai ghinionul de a te uita la ea, cel mai probabil vei muri. Pentru că te urmărește cu furie și pasiune, cu o viteză supraumană și putere de supereroi. Twin Victim, Silent Hill 4, The Room. Acest monstru inițial au fost două surori, Billy și Miriam Loncaine, care au căzut victimă unui criminal în serie, Walter Sullivan. Billy a fost ucisă cu o săgeată de arc, iar Miriam a fost dezmembrată de Walter înainte să le scoată ambelor inimile. Iar sufletele blestemate ale acestor două fete renasc în Silent Hill 4, fiind depășite ca și creaturi înfricoșătoare doar de Pyramid Head. În joc ești urmărit de aceste două fete, dar fetele nu aleargă în picioare, ci aleargă în brațele lor groaznice și se uită la tine cu o privire lipsită de expresie care îți va da coșmarul. What the hell is making that noise? Tank, Left 4 Dead. Tank nu este doar mare, este și puternic și rapid și va încerca să-ți omoare fiecare membru din echipă unul câte unul. Odată ce l-a omorât, va trece pur și simplu la următorul. Este înfricoșător și intimidant pe cont propriu, însă este înconjurat și de o hoardă de zombie și prin mărimea sa pare imposibil de bătut. Holy shit! Get tanked! Oh, no! No!
Și asta a fost tot pentru astăzi. Acest episod va avea două părți, partea 1 și partea 2. Sper să le public pe amândouă destul de rapid una după cealaltă. Spuneți-mi ce jocuri din jocurile prezentate astăzi știți deja sau ați și jucat, care a fost personajul de groază care v-a speriat cel mai tare dintre toate jocurile de groază, care este jocul vostru preferat horror, dacă jucați așa ceva, și câți dintre voi ați avut accidente pentru că v-ați speriat prea tare de un monstru într-un joc pe calculator. Asta a fost tot, vă las în brațele protectoare și bune ale internetului, eu sunt Alex Cosma și până data viitoare nu uitați, atenție, cad mer.